tragedie în Olt, unde un bărbat de 58 de ani a murit la Spitalul Județean de Urgență din Slatina. Diagnosticul confirmat după decesul pacientului a fost acela de intoxicație cu toxina botulinică. Bărbatul mâncase pește gătit acasă și apoi s-a făcut rău. Conform știri de Cluj.ro, bărbatul a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Slatina în 15 septembrie 2022. Respira greu și tușa. A murit în 21 septembrie 2022 în secția terapie intensivă, starea acestuia degradându-se pe parcursul internării de la o zi la alta. Este vorba de un pacient de 58 de ani din mediul rural, care s-a prezentat în 15 septembrie la Spitalul Slatina. A fost internat și diagnosticul de deces după autopsie este stop cardiorespirator și intoxicație cu toxina botulinică. Ancheta este în derulare, a declarat purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Olt, Gabriela Gogiu, potrivit adevărul.ro. Un pacient internat de săptămâna trecută în spitalul nostru cu stare generală precară, care pe parcursul internării s-a deteriorat și în principiu nu găseam cauza. A fost consultat de mai mulți medici din cadrul spitalului nostru și s-a ridicat suspiciunea intoxicației cu toxină botulinică în urma discuției și cu familia acestuia, pentru că altfel era destul de greu să ne gândim și la diagnosticul acesta. S-au recoltat probe biologice care au fost trimise la Matei Balș, dacă nu mă înșel, pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii. Din păcate, suspiciunea s-a confirmat. Pacientul într-adevăr fusese diagnosticat cu toxină botulinică în urma consumării unei conserve de pește sau unui preparat din pește, cred că făcut la domiciliu. Pacientul a decedat în cadrul spitalului nostru, în secția de terapie intensivă. Din câte știu de la colegii din secția de boli infecțioase, nu există niciun antidot pentru toxina botulinică în România, în niciun centru medical. S-au interesat de lucrul ăsta cât pacientul era în viață, a declarat medicul Bogdan Vătu pentru Adevărul. Botulismul este o toxinfecție alimentară severă, cauzată de cea mai puternică toxină cunoscută, toxina botulinică. Efectul produs este acela de paralizie musculară, relatează știri de Cluj.ro.